revenit la Esențial cu informații importante venite pe surse despre un dosar bombă al Direcției Naționale Anticorupție. Procurorii ar investiga 89 de comisii de fond funciar înființate. Suspiciunea ar fi că pe hârtie la primăriile din Teleorman. Comisiile ar fi funcționat fictiv astfel încât funcționarii să-și doneze o parte din indemnizație către partid. Vorbim de perioada cercetată de procurorii DNA 2010-2012, perioada în care, de exemplu, poate n-are nicio legătură, președinte de Consiliu Județean era chiar Liviu Dragnea. Zeci de funcționari de la prefectura Teleorman au fost audiați la începutul săptămânii de DNA. Roxana Ciucă se află la Direcția Națională Anticorupție și ne dă mai multe informații despre acest dosar. Roxana. Da, Ana, bună ziua din nou, bun găsit tuturor. Iată încă un motiv în plus, ca să spunem așa, pentru care Liviu Dragnea ar trebui să vină aici la Direcția Națională Anticorupție luni. Vedem și dacă apare. Așadar, un dosar bombă, se pare că este în lucru aici la Direcția Națională Anticorupție, dosar în care mai mulți funcționari din Teleorman au și dat deja explicații la începutul acestei săptămâni, pentru că în perioada 2010, respectiv 2012, aceștia ar fi înființat 89 de comisii de fond funciar numai pe hârtie în județul Teleorman, iar jumătate din banii pe care i-ar fi încasat acolo, da, jumătate din acea indemnizație pe care au primit-o acești funcționari, se pare că ar fi ajuns o cotă parte, o cotizație la Partidul Social Democrat. Mai mult decât atât, în perioada respectivă 2010-2012, se pare că președinte era de fapt președinte al Consiliului Județean din Teleorman, Liviu Dragnea. Nu este exclus însă să mai vedem persoane care or să fie audiate în acest dosar și tot procurorii, Ana, de aici, de la Direcția Națională Anticorupție, vin și spun așa, faptul că acele indemnizații, da, care ar fi ajuns la Partidul Social Democrat, ar fi fost mascate prin forma unor contestații, ne spun anchetatorii, care ar fi ajuns la un magistrat, astfel încât cei de aici, de la DNA, să nu depisteze ce anume s-a întâmplat acolo. Cât despre Liviu Dragnea, vă mai reamintesc și această informație, faptul că astăzi, potrivit unor surse, acesta se pare că fusese citat aici la DNA pentru a da explicații în dosarele domniei sale, însă nu s-a prezentat pentru că nu este în România. Despre dosare știm prea bine, deja mega dosarul cunoscut Teldrum și dosarul Belina. În Teldrum, Liviu Dragnea nu are însă niciun fel de calitate.